propuneri legate de coordonarea campaniei electorale cu alegerile locale, campanii în care deja ne aflăm. Din punctul nostru de vedere, lucrurile merg așa cum arată și sondajele parțiale pe care le avem în diferite locuri din țară, din ce în ce mai bine. Sigur că, pe de-o parte, a fost și este dificil pentru noi să gestionăm simultan și preluarea guvernării într-un moment foarte dificil și coordonarea campaniei electorale. S-au împărțit, ca să spunem așa, din punct de vedere organizatorii lucrurile. Pe de altă parte, însă, dincolo de această dificultate suplimentară, e limpede că schimbarea de guvern a dat un impuls și o coeziune suplimentară tuturor candidaților și organizațiilor noastre. Practic, în acest moment, toate lucrurile sunt pe făgașul normal. Toate chestiunile care țin de coordonarea campaniei de la centru către teritoriu sunt fixate, finalizate și funcționează. Și sigur că, din punct de vedere pur politic, aceste alegeri locale reprezintă pentru noi prioritatea numărul 1. Avem în acest moment toate motoarele în funcțiune. Așteptăm, începând cu București, rezultate spectaculoase, rezultate categorice și sperăm ca la capătul acestei campanii electorale să avem, la nivelul administrației locale, o hartă a României cât mai apropiată de ceea ce Uniunea Social-Liberală, un an în urmă, a proiectat. Sigur că au existat și încă mai există și dificultăți de traseu, dar ele sunt din ce în ce mai puține și din ce în ce prezente din ce în ce mai puține locuri. Vom continua să distingem foarte clar între ceea ce înseamnă activitatea guvernamentală și despre asta primul ministru va informa de fiecare dată și vă informează în continuare. Pentru cei care sunt în guvern, în frunte cu primul ministru, evident, guvernarea este prioritatea absolută. Ceilalți, eu, partea Partidului Național Liberal, dar în general Partidului Social Democrat și tot comitetul, grupul de conducere al campaniei, facem lucruri importante pe care le avem de rezolvat în Parlament și despre care vom președinte, pentru că calitatea de președinte este lucru, domnul președinte Ponta vă va informa imediat. Mulțumesc. Eu vreau doar să adaug, evident, deși este campanie electorală, deși aveam totuși cu totul alt program de campanie electorală prevăzut, acum voi merge în campanie doar o singură zi pe săptămână, restul zilelor, evident, le afectez activității guvernamentale. Cu atât mai mult le mulțumesc și domnului Antonescu și domnului Dragnea și celorlalți colegi ai mei care mă suplinesc în această perioadă. Și evident că ceea ce ține de mine din punct de vedere politic voi face, dar mai ales din punct de vedere administrativ. Și anume alegeri corecte în care nimeni din nicio parte să nu cumpere voturi, să nu fraudeze voturi, să nu existe niciun fel de problemă privind corectitudinea și organizarea impecabilă a alegerilor. Avem însă în același timp, și vorbesc acum și politic, avem câteva obligații importante care țin de activitatea Parlamentului, motiv pentru care liderii de grup au primit de la conducerea Uniunii Social-Liberale sarcina de a convoca atât Camera Deputaților, cât și Senatul în zilele de 21 și 22, deci luni după amiază și marți dimineață, deoarece avem de discutat la Senat și de aprobat legea energiei. Este o obligație rămasă restantă de la celălalt guvern și în cadrul Senatului trebuie să ne mobilizăm și să adoptăm legea energiei. La Camera Deputaților vom avea probabil marțea viitoare finalizat de către Comisia Juridică textul privind legea legilor parlamentare.
la desenat, știți foarte bine, Senatul a adoptat această lege, la Camera Deputaților se vor face amendamente, în primul rând, de către grupul minorităților naționale, referitor la modul în care se aleg 18 reprezentanți ai grupului minorităților naționale, este inițiativa și până la urmă noi susținem ceea ce va propune grupul minorităților naționale. Iar în ceea ce privește propunerea făcută de domnul Antonescu și de mine, senator, deputat și aprobată de Senat, evident vom mai face amendamentul de a scoate pragul electoral. Din momentul în care câștigătorul merge în Parlament, nu poți pe baza pragului electoral să-l privezi practic de cel aflat pe primul loc de a merge în Parlament. Asta înseamnă că un independent, dacă este foarte popular în colegiul respectiv, va putea să învingă atât candidatul USL, cât și candidatul celorlalte partide. În practică, sigur, acest lucru se întâmplă foarte rar sau chiar niciodată. Dar, evident, criticile formulate apropo de existența unui prag electoral atât timp cât locul nu merge în Parlament, au fost întemeiate și vom face amendamente și le includem în textul legii. Marțea viitoare sper să treacă de Camera Deputaților și să meargă la promulgare. Acestea ar fi activitățile parlamentare de susținere a proiectelor legislative. Ne-am informat colegii și o să informăm de fiecare dată și aici la USR și puțin mai târziu la biroul permanent al PSD asupra activităților guvernamentale. Cât eu, cât și miniștrii avem obligația de a respecta deciziile Parlamentului și evident de a ne informa colegii care ne susțin în Parlament asupra acțiunilor guvernamentale. Dacă aveți întrebări, cu mare rugăminte din partea mea de a vă răspunde pe teme guvernamentale și nu politice, într-un alt context, nu la această conferință de presă au să. De altfel, am și răspuns la venire în mod special, tocmai ca să încerc să dau niște răspunsuri care țin de activitatea guvernamentală. Chiar nu vreau să confundăm activitatea politică cu cea guvernamentală, un obiectiv pe care îl avem pe teme politice, vă rog frumos. Apropo de prioritățile din Parlament, cazul vot veni este o prioritate pentru USL la Camera Deputaților? Da, da. Asta trebuie să-l întrebați pe domnul Buda, președintele Comisiei Juridice, după cum știți, domnia sa este PDL. Nu, reacomul s-a... Da. Și a ajuns în plen de unde a fost retrasă? Doamne, încă o dată, da. Vă rog să... Deci, puteți să vorbim pe rând? Vă mulțumesc. Vă rog să întrebați Comisia Juridică și conducerea Camerei. Eu reprezint Guvernul. Guvernul nu conduce Parlamentul. Nu, astea sunt prioritățile pe care le-a prezintit cele două Camere. Sigur, am discutat cu liderii de grup, pentru că nu pot eu să convoc Parlamentul și nici nu doresc acest lucru. Am discutat cu liderii de grup și v-am spus ceea ce ține de prioritățile de guvernare. Activitatea Parlamentului este condusă de către conducerea Parlamentului și eu nu vreau să mai trăim momente în care guvernul conduce Parlamentul. Așa că toate întrebările care țin de activitatea strictă a Parlamentului, vă rog să le adresați conducerii Parlamentului. Bun, atunci în ședința de guvern veți anula acea hotărâre privind dumneavoastră de Mureș? M-am anunțat de săptămâna trecută. Am retras recursul și Curtea de Apel de Mureș urmează să se pronunțe. Deci nu am anunțat. V-am spus de săptămâna trecută ceea ce am făcut. Nu s-a schimbat nimic de săptămâna trecută. Știu, era de vinculată și v-am anunțat în mai de an. Și eu vă mulțumesc, dacă îmi permiteți să precizez de câte ori este nevoie, ceea ce face Guvernul. Am anunțat săptămâna trecută, am retras recursul, urmează ca să se pronunțe Curtea de Apel în Mureș. Ați anunțat un grup de lucru pentru a adumare efectul crizei din Grecia? Nu vreți să mai citați, nu vorbesc de Guvern la USR. Încă o dată, și asta, într-adevăr, ne interesează și din punct de vedere politic. Toate informațiile pe care le dețin la această oră arată că nu există încă o soluție politică în Grecia. Nu s-a format o majoritate pentru susținerea unui guvern care, evident, să ducă mai departe acordurile.
Evident, în coordonare cu Banca Națională a României și informându-l pe președintele țării, voi propune un grup de lucru pentru a avea o strategie clară pentru cazuri negative. Să dea Dumnezeu, doresc foarte mult ca Grecia să aibă stabilitate politică și să nu fie afectată foarte mult în continuare. Dar uitați-vă, și asta este o altă discuție, apropo de ce sistem de vot adoptăm. Uitați-vă ce înseamnă un Parlament fărâmițat. În momente foarte importante. Poate că cei care ne-au criticat, după ce ne-au lăudat, sigur. Acum, dacă tot am ajuns la guvernare, trebuie schimbată atitudinea asta, înțeleg. Dar uitați-vă ce înseamnă un Parlament fărâmițat și forțe politice incapabile să ajungă până la urmă, la un dialog și la un compromis. Cu atât mai mult faptul că noi cei de la OSR am format atât de repede o majoritate, deși venim din opoziție și am trecut un guvern cu o majoritate importantă, de aproape 50 de voturi, e un lucru bun pentru România. Asta dar nu pot eu să stabilesc în numele altora, pot să lansez o invitație. Și în mod sigur vom discuta. Din fericire, domnul Georgescu, fiind ministru de finanțe și vicepremier, dar având și toate cunoștințele necesare și capacitatea de colaborare cu Banca Națională, mă sigur, domnia sa va fi din partea guvernului responsabil, împreună cu domnul Daniel Dea. Doamne, e o distinție aici. Posturile de prefecți. Cum se cunosc? Cum se cunoaște foarte bine. Nu sunt alocate pe criteriu și pe algoritmi politici. După cum ați văzut, primul ministru și guvernul au făcut din prima ședință schimbările pe care le-au considerat necesare. Nu a existat în sensul acesta o împărțire pe algoritmi politici. În ceea ce privește secretarii de stat, au existat o discuție, pentru că aici este vorba foarte clar de o asumare politică, am și spus-o, că funcția de secretar de stat, ca și miniștri, evident, și celelalte instituții care sunt echivalate, a căror conducător este echivalat cu un secretar de stat, este etajul politic al administrației centrale și în care, sigur, în urma discuțiilor dintre noi, între partidele noastre, vom face propuneri primului ministru sau miniștrilor, cei care numesc, evident, ținând cont sau având în prim plan nu doar criteriul politic, ci și criteriul competenței. Dar o discuție între formațiune a existat și există și este aproape finalizată. Vreau să fac o precizare pe această temă. Criteriul competenței a fost considerat de noi împreună înaintea celui al apartenenței politice. Din acest motiv, de exemplu, doi secretari de stat de la Ministerul Afacerilor Externe, domnul Aurescu și doamna Aldovescu, sunt și rămân în funcție. Din acest motiv, noul șef al ANAF nu a fost schimbat imediat, ci aștept să îndeplinească criteriile de performanță pe care, în mod corect, le stabilise și fostul prim-ministru, domnul Borean. Aceleași criterii de pericol pentru buna funcționare a instituțiilor publice l-am avut în vedere atunci când am luat decizia de a demite șef de instituție și am demis-o pe șefa de la NLMA, pe cei de la cadastru, pe cei de la Inspectoratul Construcții, fără a numi pe cineva în loc, pe cel de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, pentru că dacă vă uitați și dumneavoastră presa, știți la fel de bine ca și mine, acești șefi erau toți aparținând unui grup ilicit de interese, aparținând PDL-ului și liderilor PDL, vă va fi foarte ușor să identificați despre cine vorbesc. Și atunci acești oameni din prima zi le-au luat dreptul de semnătură pentru a nu mai semna. Vă reamintesc că domnul Duță, în ziua în care noi eram în Parlament la vot, a semnat facturi de 420 de milioane de euro. Deci de jumătate de miliard de euro. În ziua în care noi eram în Parlament. La fel au făcut și ar fi făcut și alții. Să știți că au fost concursuri, și o să vă dau lista, concursuri de ocupare a unor funcții, sâmbătă și duminică. Înainte ca luni să fim în Parlament. Deci pe acești oameni i-am dat afară, fără a mai discuta cu domnul Antonescu să împărțim politic sau ca să punem pe cineva politic. I-am dat afară pentru că era un pericol pentru instituțiile publice și pentru banii publici. Și pentru că toți fuseseră numiți, sprijiniți și apropiați, știți de care lidere PDL fiecare. Așa încât
în primul rând competența și sunt oameni care au rămas și vor mai rămâne în funcții. În al doilea rând, cei despre care știam sigur că au fost numiți în fruntea instituțiilor doar ca să publică bani pentru partid. Și în al treilea rând, evident, sigur, secretarii de stat, pe acea egalitate pe care o știți foarte bine între PSD și ACD, am început să numim secretari de stat, dar numai în consultare cu miniștrii. Nu le bagă nimeni pe gât secretari de stat miniștrilor. Eu n-am acceptat așa ceva. Numai după ce ministrul respectiv mi-a spus vreau să lucrez cu X sau cu Y. Asta este criteriul și asta este motivul pentru care nu ne-am apucat să punem oamenii în prima zi. Pentru că nu era ideea să dăm paimori, punem paimori în prima zi. Era ideea să vedem cine e bun și trebuie să rămână în funcție. Era ideea să vedem cine e, într-adevăr, o pușculiță electorală pentru PDL. Și aceea am dat afară și mai dau afară zilele astea. Și în al treilea rând, evident, de a numi oameni care să lucreze cu miniștri, nu să, cum s-a întâmplat în alte vremuri pe care mi-l amintesc bine, să există un fel de concurență, de rivalitate între ministrul și secretarul de stat. Nu avem nevoie de așa. Domnul președinte al PSD. Și domnul ministru, înainte de a fi investit în asta, că sunt foarte receptiv la criticile presei, dar dacă domnul ministru va avea probleme de imagine, cum veți schimba de ființe? Cât îl mai țineți în fruntea ministerului educației cu un uman? Am avut un document plagiat despre care este acutit domnul uman. Al cincelea. Aștept. Eu sunt convins că în fiecare zi va mai apărea un document. De fapt, asta a fost ideea, nu? Dincolo de asta, am solicitat unei instituții care nu poate fi acuzată de niciun fel de partid politic. Din punct de vedere, nu e vorba de ceva oficial, ci e vorba de un punct de vedere și nu voi ezita zilele acestea când primesc răspunsul să iau măsura inclusiv de schimbare din funcția domnului Iman. Pe de altă parte, avem în față imediat bacalaureat. Avem în față imediat admiterea la liceu. Încep să fiu convins că orice ministru voi numi, deoarece ministerul se pare că este, din toate ministerele din România, este cel mai conectat de interese și de orgolii, pe oricine voi numi, va avea aceea soartă, dintr-un anumit punct de vedere. Repet, doamna Andronescu, care a fi fost în mod normal prima opțiune a mea, a fost preventiv trimisă pe la anii ca să, care se dur. Dacă o numeam, se spunea, uite, ai pus un incompatibil. Doamna Dumitrescu a fost rezolvată înainte de a fi numită. Domnul Man urmează. Poate urma și ceilalți. E clar că trebuie să încercăm să facem acest minister să funcționeze. Că va exista vreun ministru care nu va fi criticat la educație, dacă îmi spuneți dumneavoastră pe acela astăzi. Scuzat de orice. Dacă mi-l propuneți, îl numesc chiar astăzi, da? Dați-mi voie să cred că nu există. Din păcate, s-ar fi atât de multe orgolii și interese, nu mai există așa ceva. Chiar în criză de... Vă rog, ultima întrebare. Scuze pentru domnul Antonescu. Da. Domnul Ponta, aș vrea... De ce scuze? Ce i-ați făcut? Că întrebarea este tot pe... Nu, nu are importanță, dar... Haideți un puțin, repede, că avem... Vreau să vă întreb dacă cu Traian Băsescu veți avea doar o informare legată de situația Greciei sau veți cere de asemenea o discuție. Și dacă... Va fi un subiect în cadrul discuției noastre pe teme externe. Am înțeles. Și dacă această premieră pentru fetele care au câștigat la Olimpiadă va fi o practică pentru toți cei care vor veni cu medalii în țară. Bun. Haideți să vă spun. În primul rând, l-am întrebat pe Ministrul Finanțelor și avem la fondul de rezervă ce am recuperat de la primarii pedeliști. O mai spun o dată pentru cei care n-ați fost jos. Îi avertizez pe primarii respectiv. Să nu cheltuie degeaba banii pe procese pe care le pierd. Păi Oltean, pe Plaga, înțeleg. Ei sunt în campanie, fac campanie și fac și o campanie și înțeleg. Dar știți, ei știu foarte bine că nu vor câștiga niciun proces pentru simplu motiv că ordonanța de urgență este o lege. Și deci am acționat în baza legii. Și dacă cheltuie bani pe procese pe care o să le pierd, o să le impun tot lor. Tot din bugetul lor. Deci să terminăm cu chestiile astea. Ca la lege, mă pricep. Mai bine decât domnul Boc. Referitor la bani, există din banii luați de la primarii respectiv în fondul de rezervă, în acest moment, capacitatea de a dubla primele pentru echipa de gimnastică. Vreau să vă spun, mai ales pentru cei din presă obișnuiți cu banii, cu primele de la fotbal, că e o sumă jenantă.
extrem de mică. Pentru ceea, dacă nu greșesc, este 14.000 de RON pentru medalia de aur. Deci, cât câștigă un fotbalist după un meci de campionat. Așa încât putem să dublăm aceste prime. Dacă mă întrebați pentru Jocurile Olimpice, am avut deja o discuție cu președintele Comitetului Olimpic, domnul Morariu, și Doamne ajută să luăm medalii la Olimpiadă, că vom avea bani pentru premii. Da. O să îmi dea Ministerul de Finanțe. Ce doriți? Că eu am făcut nicio notabilizare. Da, orice declarație care descrie dorințe nu este de condamnat. Până la urmă, e o declarație normală, sau această parte a declarației sale este normală. Toți ne dorim, lucrăm pentru partidele noastre și ne dorim, la un moment dat, să mergem singuri în alegeri, să câștigăm singuri în alegeri, să guvernăm singuri. Cu asta sunt absolut de acord. Cu părerea mea un pic superflu, pentru că acum alta e miza. Nu sunt însă de acord cu o altă parte a declarațiilor domnului Orban. Și anume cele care înseamnă un atac la partenerul nostru de coaliție actuală. Așa ceva e de nepermis. Voi discuta această chestiune și faptul că domnul Orban despre dânsul discută este pentru că doar e mai notoriu. Mai există astfel de declarații. Unele vin din partea unor oameni din PSD, da, mai puțin cunoscuți în teritoriu, de asta am spus, mai sunt niște probleme care se reglează. La domnul Orban însă, care are o experiență și o statură politică net superioară altor colegi, am alte așteptări. Și cred că în acest moment primează cum câștigăm. Pentru USL, pentru Partidul Național Liberal, aceste alegeri, nu ce facem noi în 2016 și cum îi omorâm noi pe PSD în 2016. Asta se va discuta la momentul potrivit. Ca să glumim puțin. Eu vreau doar să vă asigur că devin mai înțelept. Și eu m-am amuz când îi văd pe domnul Preda, pe domnul Raianu Gureanu. Mie mi se pare amuzant, chiar dacă sunt caragioși. Și mă gândeam că doar doamna Udrea, care nu are simțul umorului, s-a găsit să dea afară. În rest, mă distrează. Așa și domnul Preda.